Bună ziua, stimați studenți! Sper că vă mergi bine în această toamnă. Noi continuăm tema dobândirea dreptului de proprietate și astăzi vom discuta despre instituția, predominant despre instituția accesiunii, dar vom reuși să vorbim și despre alte moduri de dobândire reziduale. Deci, ce este accesiunea? Ea este reglementată în articolul 456 din Codul Civil. Doctrinar, accesiunea este înțeleasă ca incorporarea materială a unui bun considerat mai puțin important, un bun pe care noi îl numim bun secundar, într-un bun mai important. Acesta este un fapt juridic, da? Incorporarea, includerea, vopsirea, construirea. Acest fapt juridic are un efect juridic. Este dobândirea dreptului de proprietate asupra bunului secundar de către proprietarul bunului mai important. Din start trebuie să atrag atenția la o confuzie care am observat-o că o fac unii. Aici nu avem relația dintre bun principal și bun accesoriu. Niciun bun nu este principal și altul accesoriu. Un bun accesoriu, apropo, poate să rămână separat și neincorporat. Da? Uitați-vă, de exemplu, telefonul vostru și husa de la telefon. Ele, deci husa este accesoriu, dar ea nu este incorporată material în telefon. Deci nu se pune problema relației principal-accesoriu. Eu vă propun să gândiți în termeni apropiați, dar nu identici, de bun secundar, mai puțin important și bun mai important. În sens larg, așa cum este avut în vedere în articolul 456, accesiunea înseamnă unirea a oricare două bunuri. Inclusiv dacă eu unesc două bunuri ale mele, bunul integral care se primește este al meu. Și noi putem privi asta ca accesiune, dar putem privi asta și ca crearea unui bun nou. Aici noi nu avem ca atare probleme juridice. Problemele apar în cazul accesiunii în sens restrâns. Este o varietate a acestei accesiuni, și anume când se unesc două bunuri care aparțin la proprietari diferiți. Da? A, de exemplu, A are terenul, iar B are nisip sau are niște materiale de construcție. Și pe noi ne interesează cui aparține casa, de exemplu. Și încă o precizare care este importantă este că accesiunea, fie că este imobiliară sau mobiliară, este o instituție juridică subsidiară. Ce înseamnă subsidiară? Ea se aplică atunci când noi nu avem un contract care guvernează cui îi revine proprietatea. În materie de imobile, o asemenea contract trebuie să fie un contract de superficie sau un raport legal de superficie, fiindcă acolo, conform articolului 459-460, doar superficia este o derogare de la regula accesiunii. În rest, tot ce se construiește pe terenul proprietarului aparține proprietarului terenului. Da? Deci, în materie imobiliară, doar superficie este acea excepție. Deci, noi avem nevoie de accesiune oricând apar tot, în primul rând, incidente, confuzii, dar în al doilea rând, atunci când se anulează contractele. Atunci, și o să vedeți și o speță în care eu arăt cum se produce accesiunea imobiliară artificială, care sunt cele mai frecvente cazuri de o asemenea accesiune. În general, accesiunea se clasifică în accesiune imobiliară. Are loc ori de câte ori un bun mobil se incorporează într-un bun imobil, deci bunul mai important în care se incorporează ceva este un imobil, iar accesiunea mobiliară o avem ori de câte ori se unesc două bunuri mobile. De exemplu, transformarea unui butrugi de lemn în mobilă, da? Sau transformarea făinii într-o pâine. Dacă revenim la articolul 456, el este un articol nou, în vigoare de la 1 martie 2019. El ne spune că prin accesiune, proprietarul unui bun devine proprietarul la tot ce se alipește cu bunul. Și de acest tot ce se alipește este formulat din perspectiva accesiunii în sens larg, tot ce eu alipesc și este al meu, sau tot ce eu alipesc sau altcineva alipește,
Vedeți că nu neapărat proprietarul bunului să alipească, ci un terț poate să alipească și nu mai contează dacă ceea ce se alipește aparține proprietarului bunului mai important sau aparține celui care face această lipire sau în general aparține unui terț. Sigur că noi aici trebuie să facem o analiză și o distincție și de fapt în asta constă toată instituția accesiunii. Să avem criterii de departajare, care bun este mai important și care bun este un bun secundar. Și sigur că din capul locului legea tratează că terenul tot timpul este un bun mai important și tot ce se construiește pe teren se incorporează în acel teren conform articolului 459 și 460. Dacă este să trecem la accesiunea imobiliară, avem două tipuri de accesiune imobiliară. În primul rând, vom începe cu accesiunea imobiliară naturală. Ea este un fenomen al naturii care se produce fără intervenția omului. De cealaltă parte, și mult mai practic și mai frecvent întâlnit, este accesiunea imobiliară artificială, când omul prelucrează sau construiește ceva. Sigur că omul aici folosim în sens larg, se are vedere atât persoanele fizice cât și persoanele juridice. Dacă este să discutăm despre accesiune naturală, noi avem mai multe incidente, mai multe evenimente care pot apărea. Un prim eveniment reglementat de articolul 520 este alviunea, adică creșterile de pământ care se fac succesiv și pe nesimțite pe malurile apelor curgătoare. Și soluția articolului 520 este că adăugirile devin proprietatea persoanei ce deține în proprietate terenul la care s-au făcut depunerile de pământ. Acel teren se numește teren riveran. Da? În această schemă, dacă fluxul de apă curge în asemenea fel, da? De sus în jos, ceea ce ne spune nouă legea este că chiar dacă apa fură de la țăr în bucățele și aici la proprietarea terenului riveran ele se adaugă și la ea apare o secțiune mai mare cu timpul, cu deceniile, cu seculele, ea devine proprietarea acestei noi suprafețe eventual apărute. Avem și norme de procedură în legea cadastrului bunurilor imobile, articolul 40 cu indicele 2 alineatul 1, ne spune că acest drept de proprietate și, de fapt, această mărire a obiectului proprietății se înregistrează în temeiul unui act de constatare pe teren și al planului cadastral întocmit de executantul lucrărilor cadastrale. Acum, această instituție este destul de limitată în Republica Moldova în aplicare. De ce? Fiindcă istoric și legislativ, apele curgătoare aparțin statului. Sunt proprietate, chiar fac parte din domeniul public. De aceea, mai rar o să avem situația când un proprietar privat capătă sau își vede mărit suprafața terenului sau riveran. Totuși, chiar dacă statul este proprietar, el oricum este proprietar. În sensul dreptului civil, el are un drept real. Și atunci această reglementare 520 explică cum statul a dobândit proprietatea asupra acestei părți suplimentare apărute și răspunsul este prin aluviune. Deci este mai puțin important pentru noi că statul este cel care câștigă prin aluviune sau un alt, o persoană privată câștigă. Important este că articolul 520 spune că această porțiune care se adaugă este câștigată de proprietarul terenului riveran, gratuit, fără niciun litigiu. O a doua situație de accesiune imobiliară naturală este avulsiunea, adică adăugarea la un teren a unei bucăți de pământ smulsă brusc de la un alt teren, da? Iată aici avem o porțiune de teren, fluxul de apă o rupe și apoi ea este adăugată prin acțiunea apei curgătoare, adăugată la un alt teren a altei persoane. Și soluția legislativă de la 520 este că această parte devine proprietatea titularului terenului la care s-a produs alipirea. Sigur că cu condiția că fostul proprietar nu a revindicat-o în termen de un an. Sigur că aici apar tot timpul întrebări la studenți, dar cum se face revindicarea asta? Cum se ține înapoi pământul? Este o întrebare tehnică
cum să-ți iai înapoi pământul. În primul rând, dacă vezi un sens să-l iai, îl iai, dacă nu, îl lași așa cum este. Și de regulă el pur și simplu se lasă așa, fiindcă nu este relevant și nu sunt suprafețe foarte mari, fiindcă noi nu avem râuri foarte mari. În al doilea rând, dacă pe pământ sunt careva fructe civile, în sens larg, sau industriale, sau de altă natură, proprietarul poate cel puțin să vină să revendice, să culeagă acele fructe, sau el poate să, prin metode mecanice, să-și ia pământul în anumite scopuri care el dorește. Da, deci legea nu reglementează problema cum el intră în posesie, ci că el are dreptul să intre în posesie. Iarăși, din cauza că terenurile riverane de regulă aparțin statului, practic această situație este rar întâlnită, dar este posibilă. Și ce ne spune articolul 520, ce ne spune aceeași lege a cadastrului bunurilor mobile, este că în cazul unei asemenea accesiuni, care este procedura? Proprietarul terenului riveran la care s-a alipit trebuie să noteze intrarea în posesie în registru și dacă nu a fost notată o acțiune în revindicare în termen de un an, acest termen de un an, atunci registrul de plin drept în baza acelorași acte de măsurări pe teren executate de lucrătorii cadastrali va înregistra practic creșterea suprafeții terenului proprietarului riveran. Deci este un exercițiu tehnic și nu necesită implicarea instanțelor de judecată. Instanța judecată se implică doar dacă proprietarul de la care s-a rupt bucata înaintează o acțiune în revindicare. Dar în rest, procedura este una administrativă, prin registru. Și acum trecem la instituția de bază pentru ziua de azi și deoarece este cea mai frecvent și cea mai importantă pentru soluționarea litigiilor, este accesiunea imobiliară artificială. Și înainte de a începe de a discuta, trebuie să discutăm un caz, să simțim mai bine cum lucrează această instituție. Și cazul se numește moștenitorul adevărat. Vedeți deja care sunt actorii care apar în acest caz. Îl avem în primul rând pe A, proprietarul al terenului. El a decedat. Apar B și C, moștenitorii lui A. Ei, în baza certificatului de moștenitor, și-au înregistrat dreptul de proprietate asupra terenului. Deci, din start, pe teren nu era casă. Casa apare mai târziu. Da? Ulterior, B și C ca moștenitori și proprietari vând terenul lui doamnei X, iar doamna X obține o autorizație de construire și construiește o casă pe acest teren, înregistrează casa în registrul bunurilor imobile, deși casa nu este un bun imobil separat, este o parte componentă a terenului. Apoi ea dă în locațiune lui de casa și primește chirie. Asta este mai puțin important pentru speța noastră. Aici voi deja ar trebui să cunoașteți soluția la speță de plătește chirie, ceea ce constituie fructe civile, culese de X și întrebarea dacă X ca posesor al bunului are sau nu are drept să păstreze aceste fructe civile se rezolvă în funcție de buna credință sau rea credința lui X ca posesor al bunului. Dar haideți să vedem cum de fapt evoluează speța noastră în fond. Acum apare E. E strică la toate planurile. E depune acțiune în instanță față de B, C și X și el cere mai multe lucruri. În primul rând, el cere să fie recunoscut ca moștenitor unic, fiindcă el are un testament. Da? Deci există un testament care a ieșit la suprafață. Și testamentul este valabil în această speță. El cere anularea certificatului de moștenitor al lui B și C și totodată să se declare că acest contract este ineficient, că X nu a dobândit de la adevăratul proprietar imobilul, respectiv asta este temei de a rectifica registrul și de a radia dreptul lui X, precum și de a înregistra pe E ca proprietar. Ei, de asemenea, el mai cere și restituirea chiriei lunare pe care a încasat-o X. Asta este o problemă de dobândire a fructelor de către posesorul de bună credință și totul va depinde de buna sau rea credința lui X. Noi aici nu ne referim la problema fructelor, ci pe noi ne deranjează anume aspectul de bază, cui revine terenul și cui revine casa. Da? Schematic, speța arată cam așa, deces în 2004,
B și C își înregistrează drept asupra terenului, deși ei sunt proprietari chiar de momentul decesului, așa funcționează moștenirea. În 2005 ei vând lui X, X construiește, apoi dă în locațiune și iată, în noiembrie 2010 apare acest litigiu. Aici, din start, vreau să fac o rezervă importantă. Perioadele folosite în specie sunt înainte de 1 martie 2019. Vă rog să ignorați acest fapt. Nu, speța trebuie soluționată în baza legislației noi. Eu doar nu am reușit să modific datele, dar faceți abstracții de aceste lucruri. Dacă s-ar aplica vechea reglementare, ar trebui să discutăm alte articole și puțin alte soluții, deci principiile ar fi cam aceleași, dar articole și textele ar fi puțin diferite. Așa. Și întrebările la care vă rog să vă gândiți sunt următoarele. 1. Cui aparține casa? 2. Se va admite oare acțiunea în rectificare în privința terenului și casei a lui E sau nu se va admite? Vă rog să vă gândiți. Faceți să-i pauză și vă gândiți. Chiar dacă încă nu știți toată materia în materie de accesiune. Așa, sper că v-ați gândit și înainte de a discuta soluția finală la această speță, noi trebuie să trecem prin teorie, prin reglementările legale. Și aici avem articolul 521 care reglementează accesiunea imobiliară artificială, deci ori de câte ori pe un imobil se construiește ceva. Și articolul 521 reglementează două cazuri. Primul este cazul când proprietarul imobilului folosește materiale străine pentru a construi pe imobilul său. Da? Proprietarul terenului, PT, este și constructor totodată, dar el folosește materiale străine. De exemplu, eu iau fereastra străină și o incorporez în casa mea. Sau iau niște materiale, niște cărămizi străine, niște acoperiș, da, țiglă de acoperiș sau teracotă pentru baie străină. Sigur, unii o să întreb, dar cum așa poți să ai materiale de construcții străine? Sunt mai mulți scenarii. Primul scenariu este că PT poate să fie un hoț, pur și simplu. Al doilea, PT se afla în stare de confuzie. El credea că el este proprietar, dar și nu știa că el nu este proprietar. De exemplu, el a cumpărat în baza unui contract nul. Alt scenariu poate fi că există un contract valabil între dânsii, dar vânzătorul nu era adevăratul proprietar al materialelor. El, vă aduceți aminte, speța cu Ana și Andreea și Luca, când Ana sau Andreea vinde o bicicletă care nu îi aparține. Asta se mai întâmplă. Și mai este încă un scenariu care mai des se întâlnește în practică. Este când este un contract valabil între PM și PT privind vânzarea materialelor de construcție, dar PT nu are bani suficienți. Și atunci PT spune, eu vreau să cumpăr în credit. Eu am să-ți plătesc prețul peste un an. Și atunci PM răspunde, ok, dar hai să includem în contract o clauză de rezervă a proprietății. Da? Codul civil în materie de vânzare reglementează clauza de rezervă a proprietății, care spune că este o clauză specială care derogă de la regimul general al transferului proprietății. Și acea clauză ne spune următoarele. Cumpărătorul devine proprietar al materialelor vândute din momentul ce achită prețul integral al materialelor. Da? La expirarea termenului de un an. Și într-un asemenea caz, noi ce avem? PT ridică imediat materiale de construcție, le incorporează imediat, deși juridic ele nu sunt ale lui. PT are posesia materialelor de construcție, dar juridic el încă nu este proprietar al materialelor de construcție. Deci avem o problemă de accesiune. Și aici se aplică principiul fundamental superficie solo cede, despre care noi deja așa de mult am vorbit, care ne spune că tot ce se construiește pe un teren aparține proprietarului terenului. Dar ca PT să nu aibă o îmbogățire nejustificată, el trebuie să plătească costul materialelor. Sigur că în ultimul caz, deoarece e un contract de vânzare-cumpărare, PT pur și simplu va trebui să plătească prețul conform contractului de vânzare-cumpărare. Dacă însă vânzătorul nu era adevăratul proprietar al materialelor sau PT poate este un hoț, atunci el pe regulile delictuale trebuie să
să despăgubească proprietarul pentru încălcarea dreptului de proprietate. De fapt, în așa caz, proprietarul materialelor practic a fost expropriat prin accesiune de dreptul său de proprietate și el merită în schimb o despăgubire de la PT care astfel s-a îmbogățit. Și aici avem două scenarii. Dacă PT este de rea credință, adică el știa că incorporează bunuri străine, el înseamnă că el știa că el încalcă dreptul de proprietate al cuiva. Și pe lângă asta, el trebuie să repare prejudiciul suferit de proprietarul materialelor. De exemplu, dacă între timp prețul ferestrelor crește pe piață, proprietarul materialelor are drept să ceară nu numai valoarea materialelor de construcții la data incorporării, ci la o dată ulterioară necesară pentru a repune PPM în aceeași poziții și de a repara un eventual prejudiciu suferit. Dacă însă PT este de bună credință, el nu are vinovăție și nu se aplică principiile răspunderii directoare, respectiv el nu este obligat să repare niciun prejudiciu cauzat PM, dar costul materialelor sigur că este obligat să le restituie fiindcă el s-a îmbogățit. Al doilea scenariu acoperit de articolul 521 este deja cazul nostru, cazul moștenitorul adevărat. Este cazul când un terț construiește pe terenul altuia cu materiale proprii. Da? Eta avem pe moștenitorul adevărat și avem pe cumpărătoarea care a construit acolo un imobil. Și regimul legal se bazează pe același principiu fundamental de la articolul 460. Da? Tot ce se ridică pe un teren aparține proprietarului terenului, ceea ce înseamnă că PT este și proprietarul casei. Și asta, de fapt, este soluția la prima întrebare, la speța noastră cu moștenitorul adevărat. Dacă constructorul este de rea credință, ea știa că nu are un drept asupra terenului, apropo, ce înseamnă știa că nu are un drept asupra terenului? Ea poate fi cineva care pur și simplu a uzurpat terenul și construiește acolo sau ea poate să dețină dreptul de proprietate fiind înregistrată, dar știe despre viciul dreptului său de proprietate, de exemplu ea știe că PT are un testament și că el e adevăratul moștenitor, atunci asta este un scenariu, da? Și al doilea scenariu care noi să-l discutăm este când constructorul este de bună credință. De exemplu, constructorul crede, deci aici eu văd două situații de bază. Prima, constructorul este proprietarul oficial înregistrat al bunului și nu știe că dreptul său este anulabil sau este ineficient și abia ulterior vine PT și revendică proprietatea și rectifică registrul și radiază pe constructor, ceea ce de fapt este speța noastră în moștenitorul adevărat. Dar este și o altă situație interesantă. Este când constructorul este un vecin care construiește, care trece hotarul terenului său și construiește puțin pe terenul altuia și nu-și dă seama că trece hotarul. Da? Uneori este un hotar istoric și eu respect hotarul istoric, da? Dar pe urmă când se fac măsurări, se depistează că hotarul istoric, acel gard vechi, tot timpul a fost greșit, de exemplu. Mai este și un al treilea caz pe care l-am văzut în niște spețe din Statele Unite, când un client angajează o firmă de construcții să ridice lui o casă și arată unde este terenul într-un sat, da? Un sat unde este mult teren liber și firma de construcții vine și ratează terenul, construiește pe un teren străin, fiindcă ei n-au calculat corect unde se află terenul clientului lor. Da? Mai ales atunci când vorbim despre terenuri fără hotare, fără borne, așa, la marginea satului unde încă nimic nu este construit. Asta este posibil. Și în acest scenariu, când constructorul de rea credință, proprietarul terenului are două opțiuni. El are un drept de a alege și acest drept de a alege se numește un drept potestativ. Primul este de a cere demolarea construcției de la constructor, iar al doilea este de a păstra construcția, dar sigur că în acest caz el trebuie să plătească o despăgubire. Despre detaliile despăgubirii noi să discutăm puțin mai târziu. Dacă însă constructorul este de bună credință, ea este protejată și nu se poate cere demolarea, ci doar păstrarea și doar despăgubirea ei. Așa. Cum se calculează despăgubirea în cazul în care proprietarul terenului decide să păstreze lucrarea?
Avem două opțiuni, iarăși legea acordă lui PT două opțiuni. Prima opțiune este, el poate să ceară costul materialelor și muncii constructorului, adică cheltuielile efective suferite de ea. A doua opțiune, el poate să ignore cheltuielile efective suferite de ea, dar să plătească mărimea în care terenul său a crescut în valoare. Și merită să reflectăm aici prin într-un exemplu. Presupunem că ea a făcut o investiție prin această lucrare de construcție de 5.000. Da? O metodă este proprietarul terenului spune, ok, eu am să-ți plătesc 5.000 cât tu ai cheltuit. Și casa este a mea, fiindcă prin accesiune, superficie sau locedit, ea este a mea. Dacă însă terenul are o locație bună, această investiție de 5.000 se reflectă într-o creștere a valorii terenului de 10.000, fiindcă case similare în acea locație bună a localității costă 10.000. Dacă însă locația este rea, de exemplu este un sat în depărtare cu amenajări și cu infrastructură foarte slabă, Peter spune, ok, eu n-am de ce să-ți plătesc 5.000. Eu înțeleg că tu ai cheltuit 5.000 și ai dovezile că ai achitat lucrările de construcție de 5.000, dar o evaluare arată că terenul meu a crescut în valoare doar cu 3.000 din cauza locației foarte proaste sau din cauza că pur și simplu nu sunt cumpărători în această arie, în această zonă a țării. Și vedem că legea oferă acest drept de opțiune lui PT, proprietarului terenului. El sigur că o să aleagă suma mai mică. Dacă el se află într-o locație bună, el va alege să plătească doar 5.000. Dacă se află într-o locație rea, el va alege să plătească 3.000. Totul depinde în final de locația terenului și de această evaluare. La 1 martie 2019, legea de modernizare a codului civil a operat niște modificări în fostul articol 329. Care acum a fost renumerotată în articolul 521, da? Deci în codurile voastre o să-l găsiți ca articolul 521, care reglementează accesiunea imobiliară artificială. Și pe lângă remediile de demolare sau de păstrare, a fost introdus încă un remediu, provocarea vânzării forțate către constructor. Și anume, proprietarul terenului are o opțiune nouă în baza legii, să spună, dăm banii pentru terenul meu, tu trebuie să-l cumperi. Da? Eu nu am niciun leu să-ți plătesc ție pentru acea casă care tu ai construit-o cu bună credință, dăm tu mii banii pentru terenul pe care tu ai construit. Da? În special, asta ar trebui să fie o soluție bună pentru vecinii care depășesc terenul, da? Depășesc hotarele terenului și PT, ca vecin afectat, ar putea să forțeze constructorul, vecinul său, să cumpere acea porțiune a terenului. Dacă este să revenim la cazul nostru, noi deja am răspuns la întrebare, că noi avem răspuns unitar la întrebarea cui aparține casa. Casa aparține proprietarului terenului. Acum urmează să vedem de cine este proprietarul terenului în fond. Și în mod normal noi am analizat problema pornind de la articolul 300. Deci, bine, pornim de la ce? Pornim de la ce e că el își demonstrează dreptul său de moștenitor. Da, și rezultă că B și C au fost simpli posesori, chiar dacă înscriși în registru, iar adevărat moștenitor și adevărat dobinitor al terenului a fost E. Ceea ce deschide pentru E calea acțiunii în rectificare. Dar avem pe X, care a dobândit și, da, articolul 358 ne spune că deoarece X a dobândit la B și C care nu erau proprietari, ea însăși nu a devenit proprietar prin contract. Dar când ne ducem la articolul 440, regulile rectificării registrelor, el ne spune că nu se admite rectificarea dreptului lui X, radierea ei, dacă ea poate invoca dobândire de bună credință sau dacă ea poate invoca uzucapiunea. Și dacă X este de bună credință, adică atunci când i-a cumpărat, ea nu știa această situație, că E ar putea să fie moștenitorul și B, C nu sunt adevărații moștenitori, și apropo, bună credință prezumă, E este cel care trebuie să demonstreze reaua ei credință, ea invocă dobândirea de bună credință pe articolul 523, se opune rectificării, ceea ce înseamnă că ea rămâne proprietară a terenului cu construcția care ea a ridicat-o. Asta e prima soluție. Dacă însă E
poate aduce probe convingătoare pentru instanță că X era de rea credință, atunci nu se mai poate baza pe 523 dobândire de bună credință. Apărarea ei ar fi, în acest caz, uzucapiunea, sper că ați urmărit lecția privitor la uzucapiune. Și regulile uzucapiunii spun așa, că dacă tu ești de rea credință, tu dobândești dreptul asupra terenului înregistrat pe numele tău doar după 10 ani de posesie. Să vedem cât are X posesie. Un an au posedat B și C, apoi ea, de fapt ei au posedat de la 1 martie 2004, da? Apoi ea intră în posesie în decembrie 2005, deci ea poate în primul rând invoca posesia exercitată B și C. Da, cel care invocă uzucapiunea poate să invoce și perioada de posesie exercitată de antecesorii săi sau predecesorii în posesie ai săi. Codul civil mă numește și autorul posesiei, cel care i-a transmis ei posesia. Deci va mai avea încă un an și un an jumătate, da, va putea invoca de posesie. Plus X are din practic din 2006, bine, din 2005 până în 2010, plus minus iese aproape 5 ani. Deci are 5 ani, plus un an jumate, 6 ani jumate. Nu este suficient pentru a invoca uzucapiunea de rea credință de 10 ani. Deci ea nu se va putea apăra, deci e va putea revindica de la X terenul. Atunci și evident că se va pune problema ce facem cu construcția. Da? În mod normal, pe vechea legislație, mulți ar spune construcția rămâne a lui X fiindcă X a construit-o. Pe noua legislație, articolul 460 se opune, spune, nu, construcția este parte componentă a terenului, construcția merge împreună cu terenul, deci e devine proprietar al construcției, deși el nu a investit niciun leu. Și aici vine instituția accesiunii care spune, e devine proprietar al construcției, dar trebuie să plătească o despăgubire în modul în care noi l-am arătat mai devreme. Și acum trecem la instituția accesiunii imobiliare, reglementată de articolul 522, deci când bunul principal în care se incorporează ceva este un bun mobil. Și la accesiunea mobiliară avem trei tipuri de accesiune, avem adjuncțiunea, specificațiunea și confuziunea. Noi vom discuta despre toate, fiecare din ele. Se păstrează principiile despre care noi am vorbit la început la accesiune, că accesiunea este o instituție subsidiară și se aplică în lipsa unui contract și proprietarul celor două bunuri care sunt unite sau care participă la accesiune trebuie să fie diferit. Și începem cu adjuncțiunea. Adjuncțiunea înseamnă unirea două bunuri mobile care, deși formează un ansamblu, pot fi distinse, pot fi văzute în mod separat. Și să începem cu o situație. Spre spunem că aveți un acumulator bun, nou sau bun, al unui telefon, cineva vă ia acumulatorul și îl pune în telefonul său. Întrebarea este, cine este proprietarul întregului? Și răspunsul este, că aceasta este o falsă întrebare. De fapt, bateria se poate ușor detașa din telefon și atunci, ea nu a fost incorporată, ea doar este folosită împreună cu telefonul, chiar dacă ea se află în telefon, ea poate fi ușor detașată din telefon, de aceea aici nu avem o accesiune. Același articol 522 spune că dacă bunul poate fi detașat fără a distruge cele două bunuri implicate, proprietarul bateriei poate veni și pur și simplu să-și revendice bateria. Deci nu avem accesiune. Un caz când noi am avea accesiune, de exemplu, este când o folie de protecție care aparține unei persoane este lipită de telefonul altei persoane. Da? Și întrebarea este cui aparține folia de protecție. Aici noi știm că folia odată folosită nu mai poate fi folosită în mod util sau sunt tot felul de defecte care strică vizual. Da? Și de aceea noi spunem că de fapt aceste bunuri s-au unit indisolubil și aici avem un caz de accesiune. Răspunsul pe care ne-l dă articolul 522 este cel clasic. Proprietarul bunului considerat mai important devine proprietarul la întreg. Care este mai important?
Ne uităm la valoarea lui și sigur că un telefon este mai valoros decât o folie, respectiv proprietarul telefonului devine și proprietarul foliei și sigur că, pentru a evita o îmbogățire nejustificată, legea obligă proprietarul telefonului să rambărseze costul proprietarului foliei. Al doilea caz de accesiune mobiliară este specificațiunea, da, care constă în crearea unui bun prin prelucrarea unei materii aparținând unei alte persoane. Și exemplul clasic ar fi cel în care cineva prelucrează lemnul care nu-i aparține lui și face din el un mobilier. Și aici punctul de pornire este că proprietarul materiei continuă să fie proprietarul lucrului nou, fiindcă proprietatea nu dispare, nu se distruge. Da? Proprietatea este perpetuă. Dar regulile accesiunii sunt făcute pentru a oferi o excepție. Și excepția impune două condiții. Prima condiție este că specificatorul, cel care a transformat lemnul în mobilă, era de bună credință, adică el nu știa că el lucrează un lemn străin sau un lemn asupra care nu are niciun drept. Și, de cealaltă parte, valoarea lucrării lui este superioară valorii materiei. În acest caz, legea declară proprietar al întregului pe specificator, cel care a prelucrat, dar sigur că cu obligația de a despăgubi valoarea materiei către proprietarul acelei materii. Cazuri practice când mai apar asemenea situații este la prelucrarea legumelor, fructelor, da? Culegerea lor, legume, fructe străine și transformarea lor, da? Sau transformarea grâului în pâine. Asta tot este o specificațiune. Dacă proprietarul grâului o transformă în pâine, asta se numește producere, da? Crearea unui bun nou. Aici nici nu avem nevoie de regulile accesiunii ca atare. Avem nevoie de regulile accesiunii când grâul este străin. Grâul putea să fie străin, iarăși pe motivele indicate anterior, fie că este furat, fie că este undeva o confuzie, fie că contractul este nul, fie că s-a vândut grâinile în baza unei rezerve a proprietății. Da? În sens că prețul nu a fost achitat integral și părțile au inclus în contract o clauză de rezervă a proprietății. Și a treia caz de accesiune mobiliară este confuziunea, reglementată de același articol. Ea constă în crearea unui bun nou prin unirea două sau mai multe bunuri, având proprietari diferiți, iar bunurile componente nu mai pot să fie distinse. Da? Și cazul clasic este cel al silosurilor, unde se acumulează grâinele multor proprietari de grâine. Da? Grâinele sunt aduse, turnate aici sus, și sunt ridicate de aici jos. Și întrebarea juridică, cui aparține această grămadă? Și răspunsul care ne dă articolul 522 este că grămada este proprietatea comună pe cote părți a tuturor care au contribuit la această grămadă. Din nou, reiterez că accesiunea este o instituție subsidiară, contractul dintre părți ar putea să prevadă niște reguli diferite. Și cu aceasta noi am terminat principiile accesiunii. Acum trecem la niște moduri reziduale de dobândire a proprietății, mai puțin frecvente. În primul rând vorbim despre bunurile pierdute și găsite. Articolul 516 din Codul Civil ne spune că un bun mobil pierdut continuă să aparțină proprietarului. Adică pierderea posesiei nu valorează pierderea a proprietății. Proprietarul bunului pierdut ar putea să anunțe o promisiune publică de recompensă, ceea ce este un act juridic unilateral și îl obligă pe dânsul să plătească această recompensă, dar chiar dacă el nu oferă această recompensă, articolul 516 și următoarele oricum prevede o recompensă pentru cel care găsește acel bun. Care este procedura în cazul regimurilor bunurilor găsite? În primul rând, cel care găsește este încurajat de lege să identifice de sine stătător proprietarul bunului pierdut și puteți să vedeți uneori pe Facebook sau în alte locuri că s-a găsit un câine sau s-a găsit ceva un bun și se caută proprietarul. Nu este obligatoriu acest pas, dar el este încurajat. Ca minimum și în orice caz, cel care găsește trebuie, dacă nu găsești deodată proprietarul, și dacă abandonează aceste eforturi, trebuie să predea către un organ de poliție sau primărie bunul.
Apoi se așteaptă 6 luni în care proprietarul poate să-și ridice bunul, în caz în care se va plăti o recompensă găsitorului și legea reglementează că recompensa nu poate depăși 10% din valoarea bunului. Dacă însă în acele 6 luni nu, proprietarul nu își ridică bunul, atunci găsitorul devine proprietar pe baza unui proces verbal întocmit de către organul de poliție sau de primărie, ceea ce valorează de fapt act administrativ care acordă proprietatea. Și după trecerea acestei proceduri, se stinge dreptul de proprietate al celui care și-a pierdut bunul său. Un alt incident care poate să apară este comoara. Și regimul comorii îl găsim în articolul 519, da? El definește comoara ca un bun mobil care este fie ascuns, fie îngropat, al cărui proprietar nu se cunoaște. Dacă proprietarul se cunoaște, poate fi identificat chiar după sute de ani, bunul trebuie să fie returnat acelui proprietar, fiindcă proprietatea este perpetuă. Dacă însă nu, scenariul 1, când proprietarul imobilului găsește comoara în imobilul său, legea spune că comoara este a ta. Al doilea scenariu este când un străin găsește în imobilul altuia comoara, de exemplu, sapă, o groapă. Soluția legală este că acea comoară aparține ambilor în măsură egală. Sunt și excepții care o să le vedeți în articolul 519. Dacă străinul a fost angajat anume ca să caute comori sau o făcea în exercitarea funcției aceste săpături, atunci el nu are dreptul la această recompensă și este o regulă specială pentru bunurile culturale, adică pentru bunurile de care sunt monumente istorice cu valoare istorică. Proprietatea trece direct statului, dar statul are și obligație de a despăgubi pe cel care a găsit această comoară. Și cred că cu aceste gânduri o să vă las astăzi. Vă doresc succes la lecții. Pe curând!